toată competiția cu echipe, deci competiție importantă și asta zice multe, înseamnă că au meritat această victorie și mă bucur pentru ei. Ați luat toate categoriile de parte niciodată atât de mulțumit? E, niciodată, nu, nu, am fost mulțumit și anul trecut, a fost o bucurie mare și anul trecut și anul ăsta luptăm, muncim, facem sacrificii ca să devenim campioni. Deocamdată la Academie stăm foarte bine și avem satisfacții foarte mari. Mă bucur de tot. O victorie mare a Academiei, am văzut-o și ieri pe teren. Cristi Manea, un jucător de perspectivă. Da, am muncit în acești ani și când muncești bine, scoți jucători de valoare. Totdeauna v-am spus că proiectul nostru, care a început acum 5 ani, a fost de a investi în mulți jucători, de a sprijini pe băieții tineri care au un talent și care vor să ajungă și muncesc în serios și deja suntem în perioada în care deja scoate mulți fotbaliști. Dintre ei, el e unul care a meritat, ne-a dat acest curaj să-l băgăm în ultimele 5 meciuri în prima ligă. A făcut-o extraordinar, capitanul echipei naționale și vă felicitări și Pițurcă pentru că a avut curaj să le ia și la echipa națională. Să nu mai țineți mult timp la viitorul? Vom vedea, e greu să ținem noi jucătorii. Noi formăm, noi suntem în etapă din viața lor și după aceea ei o să meargă acolo unde chiar se face performanță și noi suntem unii din etapa lui care l-am sprijinit, l-am format și sperăm să facă o carieră bună. Se vorbește de cluburi mari care sunt interesate de are și din țară și de afară. Eu zic că e dorit de toată lumea. E un jucător exponențial care va face o carieră importantă în străinătate, la noi și în străinătate și după aceea la Continuă și în privința băncii tehnice a echipei de serios? Pot apărea, bineînțeles, că și la noi vom vedea. Vom vedea, deocamdată încă mai avem timp, ne gândim, ne grăbim, încercăm să ne întărim atât în toate planurile, și administrativ, și tehnic, pentru că totdeauna trebuie să cauți unde ai anumite lipsuri și să încerci să le faci, să fii mai puternici, pentru că an de an exigențele sunt mai mari, trebuie să fii mai bun și încercăm să devenim mai buni. Naționala cum s-a părut? Un meci amical de pregătire, era un succes, până la urmă un rezultat important, pentru că știi și încrederea vine, cu anumite idei care Pucurcă a vrut să le vadă. Important este să începem calificarea așa cum trebuie și să câștigăm, să ne luăm puncte și să ne calificăm la Europa. Cu siguranță. Una singură e greu să normal, Brazilia e acasă, o echipă sud-americană cu siguranță că va ajunge în final, au șanse mari să câștige ei, totdeauna Sud-America au câștigat ei, dar din Europa, o Germania care deja e matură, are multă experiență, Spania care e pretendentă și ea, Argentina, eu zic că acestea vor fi semifinale, dacă nu se încrucișează între ele, nu știu cum sunt tururile eliminatorii, dacă se vor încrucișa înainte, dar dacă nu, eu zic că astea patru echipe vor ajunge în semifinale. Cu siguranță inima dumneavoastră mai bate și pentru Steaua. Cum vedeți acum campioana în sezonul viitor, fără Reghe, cam poate fără mulți jucători de valoare? E problema lor, întotdeauna mea. Eu v-am spus, mă gândesc la ce trebuie să facem noi. Avem mult de muncă, în afară de o echipă care joacă în prima ligă, la noi mai avem încă loturi de făcut, avem 300 de copii. În această vară se fac evaluări, selecții la categorii, la 5 echipe, unii pleacă, alții vin, avem mult de muncă. Steaua face bine, e un club mare, are succes în ultimii ani și au făcut foarte bine și sper să fie în alegerile care fac în această vară, după plecarea unui foarte bun antrenor, e să facă alegeri bune, importante și să intre în Champions League și să aibă succes. Mulți vă așteptau pe dumneavoastră la Steaua, dar și o ofertă din Uitați-vă, deci vorbim de altceva, deci nu e exclus pentru că nu se poate, v-am explicat de ce. La căldură faceți față, că se spune de țările arabe. Odată o să trebuiască să antrenez și eu, să ies, vedem când, poate fi la noi, poate fi în altă parte. Vom vedea, încă analizez orice, sunt deschis, îmi place meseria de antrenor, mi-ar plăcea să o practic, dar din păcate momentan vedem, nu sunt încă decis. Dar vom vedea. Nu v-ați găsit o soluție pentru prima echipă, dar la viitor v-am putea vedea din toamnă? Dar nu e exclus să antrenez viitor, eu pot antrena și viitorul fără probleme. Mulțumim frumos și din ce